Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe canal. De data aceasta ne vom uita la legende, și anume la legende posibile în FIFA 21. Avem aici câțiva jucători care posibil să fie adăugați în FIFA 21. Aveți linkul original în descriere. Dacă mai vreți să reacționăm la videoclipuri de genul, lăsați acolo un like, hai să strângem și noi 1500 de like-uri. Și da, hai să vedem ce jucători avem aici. Un videoclip destul de scurt, însă probabil avem ceva jucători, cred că cel puțin vreo 10 așa. Primul de pe listă îl avem aici pe nimeni altul decât Van Persie, zis și olandezul zburător. Van Persie ar avea un card destul de interesant, cel puțin cardul Prime arată destul de ok, 89 dribbling, 92 shooting, 80 pace, cardul nu arată chiar așa rău, Prime-ul este de pe vremea când juca la United. Baby-ul și middle-ul de la Arsenal. Acesta a avut 698 de apariții, 324 de goluri. Forță rău. Îl avem aici pe Oliver Kahn. Avem un portar nou care este posibil să fie adăugat. Oricum, astea nu sunt oficiale. Este o posibilitate ca acest jucător să fie adăugat. Kahn ar fi probabil la fel de bun ca Yashin dacă ar fi adăugat în FIFA. A jucat pentru Bayern. Totti, Francesco, Totti aici, o singură echipă are acolo și anume Roma. Un card de 91 ar avea acesta, cam străbus pe pace, dar pe dribbling și pe shooting și de asemenea pase, stă foarte bine. Cardul Prime, Romario brazilianul, 538 de apariții și 379 de goluri. O medie impresionantă de goluri pe meci a avut Romario. A jucat pentru Barcelona, Valencia, PSV. A avut echipe foarte bune în carieră și ar avea niște statusuri senzaționale. N-o dai cu el, frate. Uite și tu ce statusuri are pe toate cărțile, absolut. Ar fi top Romario să fie adăugat. Davids care și-a luat bătaie de la Contra, în caz că nu știți. I-a dat Contra de i-au sărit ochelarii. Dar văd că în două carduri nu are ochelari, nici nu știu de când a început să poarte ochelari pe teren. Însă Davids a trecut pe la foarte multe echipe în carieră: AC Milan, Juventus, Barcelona, Inter, Ajax, Tottenham. Are un CV impresionant. Are un card foarte bun, 89 dribbling, 86 pace, 83 shooting, 88 pase. Petru Cech, echipele la care au jucat au fost Sparta Praga, Stade Reims, Chelsea, Arsenal. 317 clean sheet-uri și 21 de titluri a avut Petru Cech. Xavi, fantastic jucător, n-are o sumă impresionantă de goluri, asisturi are destule, dar per total era un playmaker, să spunem așa, el crea fazele. 32 de titluri a avut acolo cu Barcelona, ar avea un card destul de interesant, chiar dacă pace-ul nu e wow, pasele chiar impresionante, merita mai mult de 95 pase după părerea mea, 97-98 părerea mea că merita. Beckenbauer a mai fost adăugat într-un FIFA precedent, parcă în FIFA 2015 a fost Beckenbauer, unul dintre singurii fundași care are balonul de aur, parcă are două baloane de aur, Beckenbauer. Prime-ul lui a fost la Bayern München, a dat și 127 de goluri, bine rău, și asisturi a dat multe. George Weah și el a fost în FIFA 14 și FIFA 15, dacă nu mă înșel. Nu știu din ce motive l-au scos cei de la EA Sport, însă atunci era unul dintre cele mai OP carduri. 89 dribbling, 94 pace, 90 shooting. A jucat pe la Paris Saint-Germain, a jucat la AC Milan, la Chelsea, la City. E o mulțime de echipe foarte bune. Beckham aici, David Beckham. Mamă, cum arată cardul ăsta. Din câte țin minte, David Beckham are un contract cu PES, deci o posibilitate foarte mică ar fi să fie adăugat, dar dacă ar fi adăugat, ar fi senzațional. Riquelme a fost adăugat în FIFA, cu ocazia Copei Libertadores. David Villa, un jucător ok, a trecut pe la Valencia și Barcelona, cam astea au fost cele mai mari echipe din carieră, și Atletico Madrid de asemenea, după s-a dus în America. Da, l-avem aici pe Puskás, un card senzațional, cred că după el a fost numit acel premiu. Premiul de golul anului, are statusuri impresionante, ar avea statusuri impresionante dacă ar fi fost adăugat. Cea mai mare echipă din cariera lui, Real Madrid, 604 goluri în 620 de meciuri, senzație. Îl avem aici pe Cafu, jucătorul brazilian, nu stă foarte bine pe goluri și asisturi, deoarece right back nu ar avea de ce să stea bine pe aceste statusuri. Schweinsteiger nu excelează foarte mult în statusuri, dar știm cu toții că era un capitan foarte bun, motiva echipa foarte bine. Și avem și pe Alex Ferguson. Este ce naiba sunt, frate, antrenor icon. Ar fi ceva antrenor icon, chiar ar fi interesant. Cam aici se termină și videoclipul. Sper că v-a plăcut, like acolo dacă vreți să reacționăm și la partea a doua, deoarece mai există încă un videoclip cu alte iconuri. Nu uitați să vă abonați, deoarece mă ajută foarte mult. Eu am fost Gianni, v-am pupat.